Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministerul Mediului evaluează o metodă de a încuraja românii să predea rablele și epavele de pe străzi. Hai mă, nu te mai lua de... Sistemul va presupune recompensarea cu câte 3.000 de lei, Luca, a celor care își predau epava, fără să cumpere altă mașină în loc. Nu, serios. Deci, nu, bun, acum nu e ca la rabla clasică. Acolo primești un voucher ca să-ți cumperi o mașină nouă. Da. Aici cash. Primești banii și obiectivul e să fie retrase de pe șosele, de pe drumuri, de pe străzi, de pe trotoare, epave. Mașini care nu mai merg sau sunt atât de vechi încât na, și de rablagite încât nu mai pot fi vândute. Ținta este să fie retrase de pe drumuri 250.000 de mașini vechi. Luca, zic să te grăbești. Da, cetățenii proprietari de mașini mai vechi de 15 ani. Cum stai aici? Am 11. Doi. Încă nu se încadrează. Acum 12. Mai e un pic de așteptat. Deci proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani ar urma să le poată valorifica fără să fie obligat să cumpere o în mașină nouă. Suma recomandată de agenția AFM-ul pentru fondul de mediu este de 3.000 de lei. Dar suma va putea fi mai mare sau mai mică în funcție de posibilitățile administrațiilor locale. Și toată lumea a vorbit despre știrea asta. Ce frumos să se dea câte 3.000 de lei cel puțin. Dar dacă citești mai atent, e așa. Ministerul Mediului se gândește să ofere, încă se discută, deci nu s-a aprobat, se gândește să ofere 1.500 de lei. A. Și restul de la administrațiile locale. De la primărie. Da. Păi și încurajează administrațiile locale să dea mai mult dacă pot. De la Nicușor, cred că o farfecă. Da, Nicușor. Nicușor, tot de-abia așteaptă. E și așa, se scaldă în bani la București, mai are un pic și declară falimentul. Deci mai ține mașina un pic. Păi trebuie să mai facă un târg de face și de Paște acum, să ia bilete și după aia ne îndemnă. 3 ani? În 3 ani o să-ți găsească 1.500 de lei. Păi să știi că da, nu, eu o să o păstrez acum că mi-ai spus. Poate mai și crește. Da. Cine știe? Da, un amic care avea o mașină asta, o cumpărase la mâna a doua el. Era destul de veche. E amicul care a uitat unde și-a parcat-o în București la un moment dat și a căutat-o vreo 5 zile. Așa, da, 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 un amic ca lume. Da, mașina era veche când a luat-o. Și de-a lungul anilor, ea săraca s-a mai învechit și a avut ocazia, mai cumpărat altă mașină. Avea două mașini vechi la mâna a doua. Una era, era colecționar. Da, era colecționar. Era una era foarte Ion? Veche și foarte rablagită. Și n-a mai mers. Și ar fi costat mult mai mult să o repare decât făcea un. Bă, și a ținut-o ani de zile într-o parcare pentru că nu putea să... Nici n-avea, nu voia să-și cumpere una nouă ca să o dea la programul Rabla. Nici nu putea să o repare și nici nu găsea să o vândă. Și a vândut-o, a reușit să o vândă cu 700 de lei. În urmă cu câteva luni, 700 de lei. Era o mașină nemțească. De-aia cu cerculețe multe pe ea, îmi spuneam să nu facem reclamă, înțelegeți? 700 de lei. Și ieri am dat link-ul. Zic, uite mă, fii atent, dacă mai așteptai câteva luni, mai 3.000. Am pierdut 500 de euro, era tare amărât. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.